investiție minunată, iar copiii noștri au foarte mult de învățat, dar nu numai copiii. Cred că important este să transmitem un mesaj și către părinți, să-i facem să înțeleagă, să-și trimită copiii la joacă, dar la joacă prin sport și prin copii. Este cel mai important. Aici eu spun, e o bună parte din istoria sportului românesc, a fotbalului românesc și fotbalului internațional. Adică sunt foarte multe tricouri ale jucătorilor legendari. O să vină multe alte colecții, pentru că, așa cum a spus și colegul nostru, sunt expuse, cred că 10% din ce urmează să vină. Deci dacă ești pasionat de sport, de fotbal, e important să cunoști istoria. Noi suntem pasionați de sport. Cred că în acest mandat 2020-2024, în Senatul României, sportul a reprezentat o prioritate. Și ne aplecăm în continuare asupra legislației din domeniul sportiv, încercând să o așezăm într-o logică firească și normală ce înseamnă finanțarea.